Așa. Eu nu cred chestia asta, că asta i-a Le-a zis. spus Barna Păi ieri. și cine îl crede pe Barna? Na. Păi Eu? dacă nimeni, Eu nu. mie Cotroceni nu-mi spune nimic, PNL-ul nu-mi spune nimic. Eu dimpotrivă. Eu nu. Dacă nu-i cred pe niciunul din ei, dar sunt. Caut să văd dacă unul spune ceva mai spre adevăr sau nu. Eu nu cred chestia asta, pentru că n-avea de ce să-i spună Iohannis chestia asta. Eu cred invers, că Barna a citit ce scriau securiștii ieri dimineață, cum că singura cale, îi dădeau și indicații lui Iohannis să facă o cacealma cu cărțile pe față, adică așa ceva, adică domnule, cu cărțile Aberația aia pe față, cu... cacealma. Da, Și îi știu spuneau, la ce vă singura referiți. șansa lui Iohannis e să-l țină pe Câțu până la Congres, ca să câștige Câțu alegerile în PNL, că ăștia din PNL o să-l voteze pentru că e prim-ministru, după care, după Congres, să-l schimbe pe Câțu cu altcineva ca să poată să se întoarcă USR-ul la guvernare. Adică, chestia asta, eu nu zic că ea sunt niște deștepți din PNL, dar cât de prost să fii, să știi că ăla nu va mai fi prim-ministru a doua zi după Congres, dar tu să-l votezi pentru că e prim-ministru. Păi nu e prim-ministru. Mai mult. Și o secundă doar ca să închei, eu sunt convins că Barna s-a dus ieri la Cotroceni convins că Iohannis asta o să-i spună. Și Iohannis nu i-a spus asta și de-aia a ieșit năuc de acolo. Pentru că el așa s-a dus. A zis, am văzut-o pe Dogioiu, i-am văzut pe aia, că dădeau și antena pe surse, domnule, ar fi un plan așa, ca nu știu ce, să-l țină doar până la Congres. Și Caragiosu s-a dus la Cotroceni fiind convins că asta urmează să-i spună Iohannis. Iohannis cred că nu i-a spus absolut nimic și de-aia a ieșit omul dezamăgit de acolo. Că a zis că m-am dus și am așa cu speranțe și A am ieșit vorbit despre dezamăgit. congres. Păi nu i-a zis nimic despre congres. Asta le bagă el cu Și congres. eu cred la fel. Nu știu cum a nimerit-o domnul Ciuvică, dar asta e prima dată când o nimerește, cred, în ultimele 7 ediții. Deci eu cred la fel. Nu e tipul Klaus Iohannis să-i vorbească lui Barna despre congres. Să-i spună, știți, pentru noi important e congresul, pentru nu e genul ăsta. Și cred că mai degrabă s-a aștepta Barna să spună, domnule, probabil că îl vrea până la congres. În plus, aici Și în sensul ăsta, scuzați-mă, dar din conferință, că am urmărit-o și atent, eram și la Da, am televizor urmărit-o atunci, Barna a aruncat și o pârliță asta un pic, după care au venit 3 întrebări concrete pe astea. Spuneți-ne, deci v-a zis Iohannis Nu! legat de Și-a congres și spus Barna? asta. Nu, 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 mi-a zis așa în general. A venit altă întrebare. Spuneți-ne, totuși, v-a spus că după congresul PNL se pot face lucruri? Nu, 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 nu mi-a spus, a fost așa o chestie. Așa este, așa a fost. Asta. Să cerem minuta de ședință, cum ar veni, Trebuie să să vă se dea apa desecretizeze, contul. mie, Eu am sincer. cerut, normal, trebuia ca Palatul Cotroceni să dea un comunicat în Categoric, asta legătură spun cu eu, mă această raportez, domnule întâlnire. Chireag, mă raportez la informațiile care ne vin din gurile, da, Dar să actorilor știți că politici. eu nu cred Iertați-mă, că da. Iohannis s-ar fi expus la Barna povestindu-i despre Eu Congresul PNL comentez în și mai baza am declarațiilor lui o Barna. singură chestiune. El a încercat să bage și o pârliță, dar ziariștii l-au dezbrăcat de și o pârliță.